În timp ce unele orașe din Republica Moldova se confruntă cu lipsa transportului public, în altele oamenii iau la dispoziție până și servicii de taxi gratuite. Este și cazul locuitorilor din Edineț, unde din bugetul local se cheltuie anual peste 250.000 de lei pentru serviciul taxi social, de care beneficiază zilnic 10 de persoane. Serviciul taxi social a fost implementat acum câțiva ani și este destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii din orașul Edineț, satul Alexandreni și Gordineștii Noi. E un serviciu extraordinar de bun, discutește și de cheltuieli din pensie, că avem treabă pe la policlinică, la spital, la primărie și... De câte ori apelați? De două ori pe săptămână, cam. Oamenii își programează ieșirile din casă între orele 8 și 17, printr-un apel la secretariatul primăriei Edineț. Călătoria este plătită din bugetul local. Foarte mulțumiți, cum, pensionieri, invalizi. Zi undeva 8-9 oameni. Da. Policlinica, apteca, bolnița, la bazar, asta la piață, la piață, da. Așa. Tot. Și... tot normal, sunt bucuroși de asta, sunt mulțumiți. O persoană poate beneficia de serviciile unui taxi social de două ori pe săptămână și doar pentru a ajunge la anumite instituții. Pot merge la instituții de primă necesitate, pot numai mult de două ori pe săptămână, cu excepție celor care fac anumite proceduri de dializă sau de altă ordine, unde se duce și mai des, sau pentru copii nevoi speciale, avem și un autobuz pentru copii cu nevoi speciale care face serviciul ăsta. De serviciile unui taxi social beneficiază anual peste 2000 de persoane. Proiecte similare sunt și în raioanele Criuleni și Dubăsari ale Republicii Moldova.